Înapoi la știu, înapoi la birou, poate? Work from home în cafenele, atenție, se apropie de final. În Cluj, în unele localuri, clienții nu mai au voie cu laptopurile deschise pe mese. Patronii de cafenele s-au săturat de cei care stau la masă câte 4-5 ore doar cu o cafea în față, în timp ce muncesc. Țin masa ocupată, pierd clienți din cauza asta, iar respectivul consumă resurse pe care nu le acoperă nota de plată. În concluzie, cafenele ies în pierdere. Renunțarea la laptopuri e și în avantajul clienților. Încurajează comunicarea între oameni. În Italia sunt baruri care interzic folosirea telefoanelor mobile chiar, iar în unele cazuri clienții care nu folosesc telefonul primesc un discount pentru asta. Recompensă, nu? Ca la căței. Așa am ajuns. Dacă nu-mi dai recompensă... Sau pedeapsă, nu? Că despre asta vorbeam mai devreme. Ce alegem? Pedeapsa sau recompensa? Uite, ei au ales pedeapsa, nu? Eu înțeleg și aleg să țin partea proprietarilor de cafenele, pentru că văd zilnic asta la cafeneaua de aici, din cartier, de lângă birou. Sunt aceleași 5-6 persoane, la orice oră te-ai duce din zi acolo, le vezi acolo, trag de o cafea, de o apă, dar nici nu și-au cafea de aia mare, și-au cafea mică. Cana e mai mult goală de fiecare dată, stau cu ea în față și cu laptopul și tastează. Se duc la toaletă, au căldură, nu? Mai ales acum iarna, ce să mai consume căldura acasă, au net, au curent, că mereu stau cu, ba cu telefonul, ba cu laptopul la încărcat, își mai aduc și câte o baterie portabilă, o bagă și pe aia la încărcat. Și, practic, tu, proprietar de cafenea, ce faci? Cumpăr o cafea de 10 lei, maxim, și toată ziua stă la tine. Ai nu toată ziua, dar 6 ore. Care Alex, program? Zi mersi sau să zică mersi proprietarii de cafenele, că oamenii nu se simt mai comod decât îmi povestești tu, că ar putea să scoată bine mersi încălțămintea, să se facă mai comozi. Acolo n-am verificat, care, nu vreau să... și doarmă, să vină cu o pernuță. Eu nu cred că... câtă pagubă, ții și masa ocupată, dar sigur nu poate că să vină da. Alt client în locul tău. Îi înțeleg, dar eu cred că vorbim aici de niște cazuri excepționale, pentru că nu vezi prin cafenele numai oameni de genul ăsta. În schimb, ce vezi... ce vezi ține de comportamentul actual al nostru, al oamenilor, da? Noi, majoritatea oamenilor, dacă stăm la o terasă, la o cafea, ăștia suntem, da? N-avem cum să nu recunoaștem asta, știi? Suntem tot timpul conectați, ne place. Dacă nu suntem cu laptopul, suntem cu telefon, așa, țaca, 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 avem wireless, n-avem, nici nu ne mai așezăm la cafenea dacă nu are wireless. Păi nu pot să-mi fac și eu un selfie cu cafeluța acolo? Bună dimineața la cafeluță! Pui sau cum e, bună dimineața, s-a trezit dulceața. Pui la Wi-Fi-ul ăla, da? Și dai clientului care vezi că vine chiar să bea o cafea și ok, are nevoie să intre pe telefon să verifice și ceva. Dacă, și dacă e măsuri din astea drastice, îți mai intră clienții stă acolo. Mai mult de două ore, schimb parola la Wi-Fi, pala. Auzi, dar spune-mi sincer, dar și dacă n-ai chef să stai pe telefon sau pe laptop, n-ai chef, pur și simplu, vrei să savurezi cafea, ceea ce cred că asta ar trebui, că e vorba de o cafea până la urmă. Dar nu stai 6 ore sau 8 ore. Bineînțeles, nu, te duci acolo să savurezi cafea și ești de bună credință, dar nu că ești de bună credință, nici măcar nu-ți propui să deschizi măcar telefonul, pur și simplu vrei să simți aroma aia, știi, să stai așa, să o miroși, să o bei, să o savurezi efectiv, n-ai chef de telefon. Dar chiar și în cazul ăsta, cred că nu intri în cafeneaua aia care n-are wireless. Părerea mea. Și s-ar putea ca prin măsuri din astea drastice tocmai să-și piardă clienții. Am 4G, 5G, da, dacă chiar am nevoie, mă descurc. Nu asta e problema. Și cum spuneai, prefer oricând să merg la cafenea, să savurez cafeaua, nu să stau pe net să muncesc și să mă deranjeze. Hai să mergem să ne întoarcem la Raul. Ne-a luat netul ăsta mințile, wireless-ul, ideea asta de a fi tot timpul conectați, că parcă nu mai suntem în stare să mai savurăm o cafea așa cum se face, nu? Tot timpul, cred că și uităm gustul cafea, nici nu mai realizăm ce cafea bem, pentru că suntem mai degrabă prinși de ce, cine a mai postat, ce a mai postat. Nu mai spun ce-mi povestea Alex, da? Să mai stai să-ți mai faci și jobul acolo câteva ore, nu mai înțelegi nimic din cafeaua aia. În mod sigur, internetul și toată tehnologia ne-a luat așa cu valul și clar că toți suntem expuși riscului de a deveni, nu știu, dependenți, de a deveni foarte impulsivi, de a... accesa într-un mod foarte, foarte ușor tehnologia. Acum, ascultându-vă, mi-amintesc că chiar la începutul anului am mers într-una dintre cafenelele mele preferate din Cluj și eram cu un laptop nou, foarte dornic să-l pun în funcțiune, să încep să lucrez la el. Și una dintre persoanele care lucra acolo a venit și mi-a spus, știi, nu mai e permis utilizarea. Da, da, da. Da, undeva în primăvară spre vară s-a întâmplat acest lucru. Și nu te-ai enervat un pic? Mi s-a părut ciudat mai degrabă și curios.
Pe de altă parte, acum gândindu-mă, pot înțelege și de ce fac acest lucru. Pe de altă parte, ultimii 2-3 ani, cu toată izolarea în care foarte mulți oameni au intrat, cu munca de acasă, cu tendința aceasta excesivă de a sta înăuntru, cumva a avut niște efecte asupra noastră. A avut niște efecte asupra stărilor, asupra sentimentului de singurătate, asupra ruperii unor relații, asupra tendinței de a te izola și mai mult. Eu sunt pentru cumva a găsi soluții care să, nu știu, să îmbine mai multe tipuri de, nu știu, nevoi ale oamenilor. Din câte știu, cred că sunt cafenele care sunt exclusiv gândite pentru munca, un fel de working from, from coffee. Personal, mie îmi place să socializez. E foarte benefic să putem să avem interacțiuni unii cu ceilalți. Nu știu cât de bine funcționează restricțiile și extremele. Pe de altă parte, care sunt motivațiile, dacă sunt financiare sau dacă sunt sociale sau... Dar e un subiect și un dialog care merită păstrat și înțeles mai bine. Da, probabil că și mie mi-ar plăcea să lucrez într-o cafenea, dar trebuie să înțelegem cu toții că au și oamenii au un business. Da? Și trebuie Alex, dar stai puțin, mai e o treabă. Vreau să mergem și la Marcela imediat, dar până îți mai dau un exercițiu de gândire, fii atent o temă. Gândește și la asta. E o anume tipologie de om care intră în cafenele, pentru că la noi majoritatea cafenelor, majoritatea, și trebuie să recunoaștem că așa e, da? Nu sunt cafenele din astea stradale, sunt cafenele de prin mall-uri, nu? Că cele mai multe sau sunt de acolo. Prin clădiri de birouri. Sau de prin clădiri de birouri. Ei, dar mă gândesc la tipologia omului care merge la mall. Sunt foarte mulți dintre oameni care merg la mall-uri, da? Nu să plece cu pungile de cumpărături după ei, dar să le vadă, da? După care să le comande online, pentru că le e mai comod așa decât să mai care și pungile, știi? Se uită, intră magazinul X, magazinul Y, da? Știe ce măsură poartă, știe ce model și-a ales, da? Se duce în cafenea liniștit și începe să butoneze acolo, țac, țac, am intrat, mi-am făcut comanda asta, îmi vine frumos curierul acasă, nu mai prind eu cu... timpul săracilor vânzători din magazine, da? Te duci acolo, stai pe capul lor, probezi haine, dar tu te duci acasă și ți le comanzi online. Bravo, Nemo! Dar de ce nu tot de la magazinul faliment la cumpăr? Faliment scrie pe toate mall-urile. Faliment. Hai la Marcela să vedem, na, că Parisul este... Că tot îți place ție la Paris. Da, îmi place mie la Paris și știu că Parisul e cunoscut și pentru cafenele lui. Tot așa abordează patronii de cafenele situația sau îi lasă pe oameni mai liberi? Știi că este un concept de coworking acest lucru, pentru că în zilele noastre majoritatea cafenelelor la prânz servesc și ceva de mâncare, chit că este vorba de un sandwich. Aici există niște coduri. În momentul în care pe masă s-au pus tacâmurile, înseamnă că stai acolo ca să mănânci. Între micul dejun și prânz, de exemplu, la hotelurile care au jos spațiu în care se ia micul dejun, chiar dacă nu există prânz după aceea, patronii de hotelul și-au spus de ce să stea spațiul ăsta gol când aș putea să-l folosesc altfel. Și lumea de altfel nu prea se mai duce la birou, nu te duci la birou să lucrezi, să-ți închiriezi un birou, te costă mai mult, vezi tot timpul aceiași oameni. Acest concept de coworking a înflorit aici la Paris cel puțin foarte tare și aproape toate restaurantele sau să zicem cafenelele, dar unde totuși se mănâncă la prânz sau se mănâncă seara, încearcă să folosească momentele în care lume puțin acolo ca să atragă oamenii care vin cu un laptop să muncească. Și să știi că nu e numai la restaurante, sala de sport unde merg eu are la intrare un mic spațiu de coworking și lucrez foarte bine acolo. Am observat că a apărut o sală sau o rețea de săle acum vreo un an sau doi, nu, chiar înainte de pandemie, cu un spațiu de coworking unde puteai să te așezi cu calculatorul să lucrezi. Acum toate sălile de sport din Paris au un spațiu de coworking. Toată lumea, de exemplu, te duci la un restaurant, ai mâncat, îți scoți laptopul și stai până la cină, mai luând o cafea eventual și lucrezi. Deci aceste ore între micul dejun și prânz, între prânz și cină, sunt ore în care oricum nu prea există, deci lumea nu vine să mănânce la ora 11 și nici la ora 4 după amiaza. Spațiile sunt neocupate, în schimb atragi oameni care măcar iau o cafea dacă nu iau altceva. Și oricum pentru comerciant... O sală goală nu de bine. Da, îndepărtează și alți clienți, pentru că na, nu-ți creează încredere, nu te atrage cu nimic. Și ce te faci, că parcă tu ne povesteai, nu că parizienii citesc mai mult decât românii. Ce te faci cu acei pasionați de lectură care îți intră în cafenea și sunt atât de absorbiți de lectură că nu mai ies cu orele chiar?
Măcar nu-ți consumă curent. Bine, când e vreme bună, ar trebui să vezi cum sunt parcurile din Paris. Toată lumea iese, se așează pe iarbă pentru că nu-ți interzice nimeni, cu un pled, cu o carte alături și, da, orașul e plin. Nu, la Paris toate acestea sunt foarte la liber. Ideea principală e să atragi turiștii, să faci lumea să iasă din casă, să socializezi. Și toate aceste lucruri conduc spre așa ceva, spre socializare, spre... în fine, lumea stă afară și se întâlnește, te întâlnești cu ceilalți, în loc să stai închis într-un birou timp de 8 ore pe zi. Dacă tu ai mers la Paris, eu merg la Madrid. Păi da, hai să întregim tabloul, să vedem dacă e un comportament tipic pentru europeni. Da, Felix, am văzut, clujenii noștri profită de cafenele, de curentul lor, de netul lor, de ce mai apucă. E așa vreo modă și prin Spania. Contraexemplu a venit de la Marcela, care ne-a spus că e dimpotrivă. Se bucură pentru astfel de pentru orice client, da? Spaniolii de ce se bucură și de ce profită? Aici nu a devenit încă o epidemie de cafenele fără Wi-Fi, sau Wi-Fi, cum se zice în Spania. Într-adevăr, sunt anumite cafenele și baruri care și-au dat seama că pierd bani și nu doar bani, ci și, să spunem, atmosferă, viața aia de cafenea mediteraneană în care lumea intră, iese, intră poate de câteva ori pe dimineață, se întâlnesc cu prietenii. Viața de cafenea din Spania, cel puțin, este extrem de vie. Mă rog, bineînțeles că e vie, dar e animată, e agitată, vezi foarte mulți oameni în timpul zilei și, într-adevăr, sunt baruri în care, mai ales în zona Madrid-Barcelona, unde în centru sunt foarte mulți străini care vin cu laptopul și abuzează, să zicem, de orele alea în care stau și lucrează acolo. Însă în Spania n-aș zice că e un fenomen chiar atât de grav, pentru că aici au apărut foarte multe co-workings, așa cum spunea și Marcela. Sunt birouri care au fost abilitate pentru profesioniști ca să lucreze acolo și oricum. În Spania se muncește, să spunem, în reprize, adică mai mult povestim, bem o cafea, ieșim pe stradă. Și până la urmă să zicem că nu este ceva ce schimbă, să spunem, tradiția spaniolă. Nu au trecut la interziceri. Dar sunt câteva baruri din Barcelona și din Madrid care au creat, să spunem, un orar special pentru cei care vor să vină cu laptopul. De luni până vineri, între anumite ore. Și alții chiar s-au gândit să creeze un nou serviciu pe meniul plătești barului pentru el, sau cafenelei. 15 minute de lucru cu laptopul, 10 euro. Deci eu cred că până la urmă e un alt produs, un alt client, poți să creezi un spațiu în cafeneaua ta ca să poată să lucreze, să vină și un client care are un laptop, pentru că până la urmă, să fim serioși, dacă nici în baruri, nici în cafenele nu vom mai fi lăsați cu laptopul, ce facem? Mergem la baie cu ele sau ne pun controle de securitate la intrarea în cafenea să ne se ia toată tehnologia de la intrare ca la aeroport? Eu vă amintesc cum au fost primii ani de internet așa de largă răspândire în România. Nu erau internet cafeurile alea unde se îmbulzeau toți.